Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt iarăși cu Liviu și în această seară vom aborda un subiect mai down to the earth, cum se spune, mai cu picioarele pe pământ. Deci, în principiu, vom vorbi despre un subiect care afectează lumea în care trăim, la nivel global, dar și Biserica Adventistă în mod special. Și biserice, dar în mod cu totul special Biserica Adventistă, și anume, ca să definez subiectul în linii generale, o să încep cu un exemplu din Biserica Adventistă. Liviu, ai observat probabil un lucru. Nu știu dacă intri pe spectrum. Mai intru când și când. Și eu mai intru când și când. Întreb destul de des. N-am comentat niciodată, dar mai citesc așa. Da. Eu am comentat uneori. Deci, spectrum a avut o metamorfoză. De la revista modernă a Bisericii Adventiste la o revistă postmodernă. Și cred că am observat ceva în biserici mari, cum este Loma Linda. Da. Da, vreau să vă spun ce am observat. Da, da. Deci, în primul rând am observat că sunt unele biserici adventiste care dă într-un fel de celebration, așa, cu un fel de... ca un fel de... din astea, de charismatic. Da, corect, da. Asta e o tendință foarte puternică. Da, da. Și ok. N-am nimic împotrivă. Da. Dacă unii sunt mai săltărești și le place să danseze, corect. Și mie îmi place să dansez, da. Să fiu sincer. Da. Eu nu sunt stare. Așa că să nu-l pot judeca dacă nu sunt starea. Și nevastă mea, știți că dansează flamenco, nu știu dacă v-am spus. Nu. Da. Flamenco e dansul acela folcloric din Spania, care de fapt e venit de la țigani. Da. Da, de la gypsies, ia. Bine, acum hai să vorbim. Și, da. Deci sunt bisericile astea celebration type. Da. Și am mai observat și de fapt și noi acum suntem un pic mai deschiși de a accepta femeile ca predicatori. Da. Predicatorițe. Da. Ca să fiu politic. Da. Women ministry. Da. Este termenul. Și n-am nimic împotrivă. Și mai mult decât atât, spune că avem o atitudine destul de progresist, da, să zic, da, că ăsta e termenul, față de dreptul homosexualilor. Da, și din privința suntem mult mai accepting. Da. Și cred că ar trebui să mai fim, da, să fim, că și Iisus ar fi făcut la fel. Da. Deși aș vrea să spun că acceptarea homosexualității nu se bazează spre deosebire de adevăratele cauze care au dus la acceptarea homosexualității. Da, bineînțeles. Nu se bazează pe o înțelegere științifică a problemelor homosexualului, ci pe o anumită tendință, o anumită tendință pe care vreau să o definim. Mm-hmm. În contextul acesta. Mm-hmm. Pot să mai dai câteva simptome, că pe urmă voi încerca să... Da, dar acum... Merg la o definiție. Deci noi acceptăm toate aceste chestii ca să devenim postmoderni. Exact, ăsta e cuvântul. Dar de ce nu acceptăm și știința? De ce trebuie tocmai să stăm... trebuie să stăm la cele 6 zile... Literale. Deci suntem ok, acceptăm, așa mai departe. Mă rog. Da, uite, nu mi se pare mi se pare și de fapt nu văd o contradicție, văd mai degrabă normal acest lucru. Și voi spune de ceva normal. Dar vreau să dau un exemplu. Ai spus că nu poți să pe spectrum. Uneori am troluit spectrumul. Uh-huh. Când era vorba despre hirotonia femeii, așezam câte un post. Uh-huh. În care explicam că din punctul de vedere al Bibliei și al teologiei noastre, femeia este inferioară și cu câteva argumente. Ellen White spune foarte clar că Dumnezeu i-ar fi dat altă Evă lui Adam. De unde reiese că Iisus n-ar fi venit pentru femeie. Deci noi acceptăm ideea că Iisus venea pentru un singur suflet. Este o lozincă la noi. Da. Dar nu ar veni pentru femeie. Este clar. Deci aceeași Ellen White care spune că Iisus ar veni pentru un singur suflet, ne spune că Iisus nu că n-ar fi murit pentru femeie, n-ar fi murit pentru mama tuturor femeilor. Da. În niciun caz. Și dacă mânca Adam primul? Dacă mânca Adam primul, murea pentru el. Dar nu pentru Eva, da? Deci este foarte clară treaba. După aceea, există argumente biblice foarte solide, da, care ne spune că, mă rog, că femeia trebuie să fie subordonată soțului. Dar toate se leagă de Geneza. Uh-huh. O citire literală a Genezei este incompatibilă cu egalitatea sexelor. Este clar treaba aceasta. Așa că veneau cu acest argument și primeam reacții emoționale foarte violente. Mm-hmm. Din partea cititorilor, care mă vedeau ca pe un bigot. Mm-hmm. Și începeau să mă atace cu violență. Aceleași persoane, care de altfel sunt foarte mult pro-geneza literală. Mm-hmm. Și ceea ce înțeleg că, de fapt, reacția lor este pur emoțională în ambele cazuri.
Deci, ei, adventiștii, sunt pentru femei în, nu numai că sunt pentru femei în, în pastorația mea nouă, dar multe conferințe promovează un fel de affirmative action a păstoriților. Da. Adică, ca să arate cât sunt de progresiști, pun o femeie, care de cele mai multe ori aș vrea să spun că nu face noi bani. Nu pentru că e femeie. Da, fiindcă nu are... Fiindcă nu consider că femeia este inferioară. Da. Dar păstorițele noastre, cele care merg să devină păstorițe, sunt foarte emoționale și foarte mistice. Da. Deci, în mine, în minte nu au prea mult. Dacă ar avea mai mult în minte, nu s-ar face păstorițe. Da. La altă carieră. Asta cred că și. Da. Așa că întrebarea este, mă rog, la bărbați, mă, că e o tradiție pastorația. Da. Deci, convingerea mea este următoarea. Cred că ar trebui să plecăm puțin la analiza postmodernismului, dar diagnoza care pun eu este acela că adventiștii au avut un conflict cu modernitatea, bazat pe tradiție. Au intrat în acest conflict împreună cu celelalte biserici fundamentaliste din Statele Unite, da, și au găsit în postmodernism o apărare împotriva modernității. Deci, postmodern, hai să discutăm puțin, de aceea aș vrea mai întâi să discutăm atâta postmodernă față de știință. Da. Vreau să spun o întrebare. Este o impresie. Eu n-am visat Asia. Dar în ultimii ani mi-am făcut impresia că vestul se mută în continuare cu soarele spre China, spre Japonia, spre Corea de Sud. În sensul că anumite clișee de gândire postmoderne mi se pare că sunt mai puțin populare în Asia decât în Europa. Da. Deci mă refer la, de exemplu, încrederea față de, în știință și în rațiune. Da, da. Și tehnologie. Deci, mai puternică în Asia. Majoritatea cercetătorilor și savanților cu care lucrez în laborator, sunt agnostici. Da? Da. Deci nu că nu cred în Dumnezeu. Ei cred că e ceva în spatele Universului, fiindcă cât de cât pe oamenii duc capul. Da. Dar nu, dar nu să vadă un Dumnezeu din ăsta cum e descris... Cu barbă. Cu barbă și în șase zile a făcut așa. Deci, de-aia eu cred că natura ar fi o revelație, o evanghelie mult mai bună în momentul de față, când noi înțelegem știința mult mai bine. Întrebarea dacă înțelegem știința sau dacă vrem să o înțelegem. Dacă vrem să o înțelegem, da. Înțeles. Că aici e problema. Și dacă avem, da, timp să o învățăm, că cât de cât ia timp, da, știința, să e o limbă foarte greu de învățat. Postmodernismul, deci postmodernismul european, da, după, și motivul pentru care Asia e mai puțin scutită, este același motiv pentru care noi în blocul de Est am fost scutiți. Da. De anumite tendințe postmoderne. Uimirea mea, surpriza mea a fost când am venit în America să descoper că un român e mai modern decât americanul de rând. Și din ce cauză? Cred că unul din motivele pentru care postmodernismul a câștigat atât de mult în lume este faptul că după Holocaust a fost un simțământ de vinovăție al vestului. Da. Și bineînțeles că vina a fost pusă asupra lui Descartes, asupra lui Kant, de exemplu Marx, da, Marx. Deci hai că Marx a fost cu socialismul, dar ce este interesant că procesul lui Eichmann, de exemplu, Eichmann a spus că el totdeauna a adoptat etica kantiană. Așa că iluminismul a fost văzut ca fiind în spatele marilor aberații ale secolului 20, stalinismul și hitlerismul. Și tendința se este încă foarte puternică. Motivul este că mai întâi acest simțământ de vinovăție, de white guilt și western guilt, pe de altă parte, dorința de a nu mai avea un alt holocaust a dus la un hiper multiculturalism și hiperrelativism, care a devenit reacționar. În sensul că, de exemplu, islamul este în mod clar o religie reacționară și este un dușman al omenirii, orice am spune noi, da? Islamul trebuie văzut ca o religie a păcii și ni se spune, ok, asta e cultura lor, deci valorile sunt definite în interiorul culturii. Nu mai există ideea pe care a dezvoltat-o iluminiștii și secolul rațiune înainte de iluminism. Da, da. Ideea care e veche de la Platon, că există un bine și un adevăr independent de cultură, de istorie, timeless, care poate fi înțeles prin rațiune. Da. Ideea aceasta a fost abandonată în vest. Și cred că principalul motiv care îl văd eu aici este dorința de a evita un nou holocaust și simțământul de bine față de două războaie mondiale, față de o revoluție în octombrie, față de colonialism și în ultimele instanțe față de holocaust. Holocaustul cred că a schimbat foarte mult concepția asta despre lume. Da. Ora, mi se pare că Asia în privința asta este imună tocmai pentru că n-a avut acest simțământ de vinovăție. Da. Asia n-a colonizat lumea,
Asia, mă rog, al doilea război mondial, Japonia a jucat rol, dar a fost o victimă. Da. Mai mult decât, da. Mai mult decât a fost, da, agresor. S-a dus în, până la acel punct când, de fapt, la tot pământul le-a fost milă de japonezi. Ce s-a exact, da, acolo? Da, așa este. Și chinezii au avut o revoluție marxistă foarte radicală, dar în același timp se știe că China a fost, toată istoria ei, de când a intrat în contact cu albii, a fost bullied, a fost lovită de post-războiul opiumului, da, școala boxilor, da, în care puterile albe mereu au intervenit să pună China pe genunchi. Da. Deci, oarecum, Mao a fost înțeles în privința, da, asta, ca și Chiang Kai-shek, da, Taiwan. Și e, într-un fel, e jalnic, fiindcă populația Chinei a suferit cel mai mult, a murit cu sute de milioane. Da, da. Deci, n-au avut un simțământ de vinovăție, da, că sunt, da, asiatici. Pe când noi, vestul a avut simțământ de vinovăție că este vest și este alb. O altă problemă care o văd eu și aici, aș vrea să intru direct în dialog cu unul dintre ascultătorii noștri, da, pe care îi văd mușcați de șarpele acesta al postmodernismului. Ce se întâmplă? În general, postmodernismul a apărut ca un curent de critică literară în anii 60, Iulia Cristeva, în care, mă rog, concepția tradițională de analiza textului a fost abandonată în favoarea intertextualității și absenței autorului. Deci asta a fost ideea. A fost o... deci văzând că există în fiecare text niște stereotipuri mitologice care se văd în fiecare text literar, acești tipi de la facultăți, școli liberale din Marea Britanie, din Franța, din America, mai puțin din Germania, de acești tipi care erau la facultăți de arbete liberale, dintr-o dată au început să... a fost o chestie de snobi să spui că și știința e o colecție de mituri și să spui că mecanica newtoniană, relativitatea einsteiniană, fizica cuantică sunt mituri. Și mai ales fizica cuantică le-a prins la unii să interpreteze fizica cuantică, da, într-un sens solipsist. Da. Adică că, de fapt, universul nu există doar în mintea noastră, ceea ce este o interpretare total eronată. Da. Și această interpretare, știința este tot o formă de literatură și, în ultimă instanță, o formă de mitologie, da, cu nimic mai bun decât miturile aborigene, a prins foarte mult în rândul intelectualității. Și atunci chestia de snobism. Întrebarea este de ce au adoptat-o adventiștii, pentru că adventiștii sunt foarte postmoderni. Ei se pot arăta informați cu relatorii științifice și spună, este doar o opinie. Și asta e opinia mea. Deci, da, asta spune, postmodernismul spune despre știință că este doar o colecție de opinii. Eu cred, în primul rând, că au adoptat-o, fiindcă poate să dea cât de cât o bază la geneza literală. Și că la fel. Și că, preluând ideea fizicii cuantice, da, deci Dumnezeu ar putea să creeze în șase zile și da. De chestii de astea. Da. Tu ai studiat lecțiunile? Da, le studiez. Ții minte lecțiunea de la Geneza? Da. Am primit și întrebări. Da. Oh, da, ții minte că am fost de alcool la lecțiunea de la Geneza. Da, trebuie să cer scuze, de adevăr. Deci dacă ții minte lecțiunea de la Geneza, a fost la un moment dat o notă în care spunea, uite, având în vedere că fizica cuantică și fizica relativistă sunt notele incompatibile despre univers, da? Ce spune ție aceasta despre limitele științei? Și ideea este văzută în felul următor. Știința ca fiind opinie. Știința nu este opinie, filozofia e opinie. Adică, da, e o mare diferență. Mai mult decât atât, americanii, uh-huh, au mers până acolo încât au spus ce înseamnă opinie, ce înseamnă rațiune. Rațiune vine de la reason, care înseamnă opinie. Să fie cu iertare, rațiune nu vine de la reason. Rațiune vine de la ratio, care înseamnă măsură. Da. E o diferență radicală între măsură și opinie, că măsura nu e chestie de opinie. Măsura este măsură, da? Este tot ce poate fi pus opiniei. Dar luând acest joc de cuvinte pe care l-au adoptat pastor și profesor de seminar din România, imediat, o rațiune vine de la reason, ca și cum n-am fi o limbă latină să știm de unde vine, și nu folosim cuvântul raționalizare, de exemplu, da? Raționalizarea benzinei, pe vremea lui Ceaușescu, mai că atunci puteam să învățăm ce e rațiune. Deci, ideea că știința este opinie. În schimb, noi nu avem opinie, noi avem revelație. Da. Așa că știința se schimbă, dar revelația rămâne. Uite de câte ori s-a schimbat știința și uite că vezi că, și nu poți spune bază pe știință, că știința s-a tot schimbat, pe care revelația nu s-a schimbat. Deci asta este, uh-huh, una dintre ideile care sunt foarte prevalente în mediul, da, adventist. Ba, eu cred că și revelația s-a schimbat, că dacă ne uităm ce a poruncit Dumnezeu să se facă, exact, în Vechiul Testament, noi considerăm aceste lucruri
Absolut și indiscutabil. Da. Și interpretarea revelației s-a schimbat. Da. Și de fapt, noi când spunem că știința s-a schimbat, noi uităm faptul că știința se autocorectează. Da, da. Pe că revelația nu se autocorectează. Deci cum a fost chestia cu vitamina D și da, de care spuneai UVA tu, exact, și UVB. Da. Când și-au dat seama că de fapt au făcut o greșeală, imediat au făcut cercetări din nou, au văzut că de fapt UVB produce vitamina D și de fapt, bineînțeles, dacă te expui prea mult la UVB, da, poți să ai cred. Skin cancer. Dar tocmai asta e ideea. Deci totul trebuie să fie o balanță. Deci ideea aici e următoarea, că noi nu trebuie să fim expuși la soare toate da. Zilele. Deci Dumnezeu, cred eu, ca oameni moderni, Dumnezeu ne vede ca stând mai mult da. Înăuntru undeva, făcând cercetări, da. Făcând alte lucruri, nu stând afară și muncind pământul și săpân. Da. Deci agricultura vă sub blestem. Deci cam o jumătate... Oricum, avem anumite mecanisme în corp, deci da. Melanina și aceste da. Chestii, care ne poate proteja. Da. Fără din asta, fără sunscreen lotion da. Și fără exact, de asta. Da. Deci sunt oamenii mai închiși la culoare, n-au nicio problemă. Pe când albii au nevoie de mai puțin timp de expunere, pentru da, că exact. E soare mai puțin, da. Trebuie să fie mai îmbrăcați. Și asta mi se pare mie ceva interesant, o paralelă foarte interesantă. Deci noi ăștia care am fost expuși mai mult de prezența lui Dumnezeu, deci noi avem și mai multă nevoie da. De expunere ca să creștem și să fim și mai sănătoși spiritual și mental și așa mai departe. Pe când ăștia cu pielea mai albă, au nevoie de mai puțină expunere. Deci, aceștia, ca copii. Da, aceștia fiind evrei sau da, cine? Le dai mâncare de copii, de, da. le da. Dai lapte. Da. Vreau să ne întoarci la subiectul nostru. Vreau să ne întoarci la subiect, să nu uităm totuși o chestie. Ai dat exemplu cu vitamina D. Eu vreau să dau un alt exemplu, da. Care este foarte uzitat în seminarele noastre. Deci, exemplu, când se vine despre știință și religie în seminarele noastre, exemplu dat este cel al telefonului celular. Da. A fost o perioadă când se spunea că telefoanele celulare fac cancer, plus că telefoanele celulare nu fac cancer. Și că dacă te uiți în urmă, la urmă e interesul companiei de celulare să vândă sau alte companii de necelulare da. Să nu vândă da. Sau să facă Bluetooth sau alte chestii. Da? Sau da, 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 da. Deci, follow the money. Și de acolo pasul următor este că în ultima instanță și știința este ceva producător de profit. S-a investit foarte mult în știința evoluției, așa că e chestie de profit și oamenii nu vor să răstoarnă. Nimeni nu spune că singurul motiv pentru care un om de știință, deci singurul motiv, în afară de cazul că tipul e total spălat la creier și are un mecanism de double think foarte puternic, cum există oameni de știință creștini cu mecanism de double think aproape de schizofrenie, da? Da. Dar în afară de cazul acesta, orice om de știință care predă creaționismul este o persoană care face ceva pentru bani. Nu face pentru știință. Da, da. El nu crede ce spune, da. Dar o face pentru bani. Și și-a găsit o turmă de fraieri care să-și vândă gogoșile și e bănos, știi? Dacă n-a reușit, cazul lui Walter Veit, nu știu dacă și-o meargă cu el. Da, da. Dacă omul n-a reușit să facă o carieră în lumea științei, că n-a fost nimeni lumea științei, ce a fost interesant? A făcut o carieră ca conspiraționist antiștiință. Ce a fost interesant, eu m-am uitat, am googled numele lui. Veit, da. Și n-am găsit nicio lucrare publicată într-un research journal internațional sau așa. Nu. Am găsit doar seminarele lui și am găsit chestii care nu sunt publicate. Știi ce am găsit eu? Am găsit și ești în lumea universitară, știi mai bine decât mine treburile astea. Deci am găsit că el a fost profesor la Universitate în Cape Town. Da. Dar nu Universitatea din Africa de Sud. Mare, da? Ați găsit ceva lucrări de-a lui? Da, să spun ce lucrări a găsit, da. Vreau să fac clar. El, deci nu este faimoasă universitate din Cape Town, este o universitate în care era un fel de affirmative action, la care în timpul apartheid-ului erau negri care mergeau. Și el a fost ca alb acolo, ceea ce e un lucru nobil. Da. Dar asta i-a creat o care capital politic, uite că s-a dus. După căderea apartheid-ului, omul a trebuit să-și caute altceva. Da. I-am găsit lucrările nu publicate, lucrurile, între titlurile. Singurele titluri sunt legate de boala animalelor de curte. Deci, singura lui specializare este cea legată de boala animalelor de curte. Acum, oricine știe că nu poți, chiar un amator ca mine, știe că nu poți să te ocupi de bolile infecțioase sau parazitarea animalelor de curte, fără să ai o tangență cu teoria evoluției. Da, da. Pentru că fără teoria evoluției nu înțelegi mecanismul. De ce bolile din Africa sunt diferite de cele din Europa, de exemplu, nu? Da. Așa că este evoluționistă. Dar n-are absolut nicio lucrare publicată în domeniul biologiei teoretice și al teoriei evoluției. Nicio lucrare nu are.
Și nu are nicio lucrare științifică, punct, publicată dincolo de universitate. Deci nu are în Nature, în Science. Nu contează, că acum e foarte greu pentru și pentru... Să pătrundă Nature sau Science, da. Da. Ce e important la lume să înțeleagă? Că Nature și Science, ele sunt sunt pentru... Peer review. Pentru un public general. Deci dacă eu vreau să citesc, de exemplu, vreau să găsesc ceva important în genetics, da, mă duc la un specializat. Un journal care se numește Genomics, BMC Genomics. Da, da. Acolo am o lucrare publicată, da, care este very specialized și majoritatea lucrărilor sunt numai pentru... Bun, acum hai ca să nu pierdem firul. Deci ai lucrări publicate în știință, da? Și le-ai publicat în jurnal de specialitate, care nu sunt amatorești. Sunt de specialitate, pentru peer review. Sunt peer reviewed, da. Există om de știință care n-are niciun articol de cercetare publicat într-un jurnal științific de specialitate sau general? Dacă omul ăla se consideră om de știință, trebuie să aibă cel puțin o lucrare sau două într-un jurnal internațional de știință, cât de cât cunoscut. E foarte bine, da. Deci vreau ca să... Deci, trecând de Walter Veit, că nu are, da? Deci nu este un om de știință. Eu n-am găsit. Poate are, dar nu le-am găsit. Eu le-am căutat. Vreau să zic că am dat resursele spre Zalu Veit. N-am găsit niciunul. În afară de teorie conspirației. Dar vreau să închidem paranteza Walter Veit, da, pentru că... Și de aia vreau să zic, dacă lumea caută numele meu în Nature și în Science și nu găsește, zice asta... Nu, categoric. Dacă caută numele tău, pentru că găsești într-un jurnal științific. Deci, eu ce vreau să zic? Ca să publici ceva în Nature și Science, trebuie să fie ceva bun, dar să fie de general interest și ca oamenii poată să-l înțeleagă. Deci dacă eu scriu o lucrare foarte bună și foarte avansată într-un anumit domeniu, nu asta pentru general public nu o să fie înțeles. Da. Mă bucur că am abordat problema aceasta, pentru că vreau să ajut puțin pe prietenii și să înțeleagă care este definiția omului de știință. Da. Deci omul de știință nu este cineva cu PhD. Să fie foarte clar, da? Omul de știință este o persoană care a adus o contribuție la o ramură a științei. Da. Acela este om de știință. Exact. Deci tu ești un om de știință pentru că ai adus nu că vreau să te flatez, nu fiindcă ai un PhD, ci fiindcă ai adus o contribuție. Câteva din lucrările noastre au fost publicate și poate fi uzate, de alți oameni de știință. Pot fi citate ca autoritate științifică. Da. Deci un om de știință care are o opinie și din cauza aceasta există o confuzie. De exemplu, foarte mulți adventiști vin cu câte o listă de oameni de știință care sunt împotriva evoluției. Ei citează o serie de oameni cu PhD. Da? De obicei angajați de Discovery Institute sau de GRI sau de, mai ales de ăștia de la Answering Genesis. Știi? Deci sunt câteva, sau Creation. În care, bineînțeles că ei plătesc oameni cu PhD și oricine își poate face un PhD și eu dacă vreau să fac un PhD, îmi pot face un PhD pe la urmă, nu? Dacă am bani, da? Sau dacă n-am bani, destui mă duc la o moară de PhD-uri și cu 5.000 dolari sunt un PhD. Da. Problema este că n-au o contribuție la o ramură a științei. Da. Sau interesant. Cum e ăsta, ăla, Hovind. Da? Kent Hovind. Da? Ați auzit de el, nu? Oh, da, creaționistul. Da, creaționistul. Bine, ăsta... Cum spuneați dumneavoastră, ăsta nu cred că minte, ăsta cred că săracul nu știe. Are schizo. Da. Noi avem, sau e schizoid, nu schizofren, da? Sau nu știe, ignorant. Da. Cum este cazul? Deci el nu e ca Walter Veit, care de fapt a făcut o școală și își dă seama de anumite lucruri. El a făcut a luat un degree de la o mare de PhD și el de fapt nu prea. Patriot University, de exemplu, în Midwest sunt multe mori din acestea de PhD, de Patriot University sau altele, care au ca scop să promoveze, de fapt, o concepție foarte conservatoare politică și aceștia au susțin și... Altceva ce nu știu frații noștri. Deci aceasta este o problemă și un alt exemplu. Noi acum suntem în întâlnirea românilor aici și avem invitat pe dr. Emil Silvestru, care este prezentat ca un om de știință, care combate evoluționismul. Dacă tu ești pe site-ul lui, îți dai seama că el nu este un om de știință, primul rând. El nu e un om de știință. Are ceva publicat? Are publicații făcute în domeniul, speologiei în România și, mă rog, ceva legat de minere. Nu. De minerii, ceva de minerit, legat de minerit. Dar chiar dacă ar avea, ceea ce spune el, n-a publicat niciodată într-un jurnal științific. Ceea ce îl spune el este pur religios și e paradigma fundamentală că Dumnezeu a schimbat legile naturii.
fiind dispensaționalist, e ușor, fiindcă dispensaționalist cred că Dumnezeu schimbă mereu legea, știi? Acum, deci, asta e o problemă. Deci, un expert nu există. Nu există. Ești conștient de vreun expert în științele vieții, un expert recunoscut. Iar să fac o paranteză, nu vorbesc de un farmacist care se bagă în biologie sau de un fizician care se bagă în biologie. Da. Chiar, o, un savant cu premiu Nobel în farmacie a spus că evoluția nu e posibilă. El n-a studiat evoluția, da? Mm-hmm. Cunoști un expert în biologie, mm-hmm. deci în științele vieții, deci mm-hmm. biologie, tot ce este adiacent, mm-hmm. care acceptă creaționismul? Nu vorbesc de intelligent design, că mulți acceptă intelligent design, sunt convins, dar nu creaționismul. Nu. La ora actuală nu cunosc niciun. Eu cel mai mult îl simpatizez pe Francis Collins. Nu sunt de acord cu tot ce zice, dar eu îl admir că el de fapt a fost ateu când, înainte să ajungă la aceeași concluzie că Dumnezeu care ni s-a descoperit prin Biblie e același Dumnezeu care de fapt ni se descoperă prin natură, numai că noi nu am înțeles la început că ni s-a descoperit prin natură. Dar Collins l-a văzut în două părți. Collins e luat în bășcălie de Dawkins, dar Collins este lovit de evanghelici foarte tare. Da. Pentru că evanghelici, fiind superficial, ca și adventiști, cauză de language of God. Oh, Collins crede în creațiune, dar Collins este un evoluționist teist, de fapt. El consideră că plecând de la un impuls inițial, să zic, în genetică, totul a mers random. Ce nu sunt de acord cu el e că el crede că Dumnezeu, după ce a scris codul ăsta în prima celulă, care a putut să facă prima celulă vie, că noi nu putem să găsim un salt de la, de la neviață la viață, el zice că totul a mers fără intervenția lui Dumnezeu. Și el nu explică bine, deci chestiile care le-am discutat noi data trecută, că noi de fapt nu vedem... creierul uman nu s-ar fi putut nu ar fi putut evolua într-un timp așa de scurt. Deci el n-are un răspuns. Da. Și nici nu vrea să dea. Da. Acum, știi care e problema? Aici sunt mai multe concepții. Da. De exemplu, sunt cei care consideră că există mutații inspirate. Da. Este foarte interesant. La University of Chicago este un tip care spune, așa cum există texte inspirate sau neinspirate, există mutații inspirate. Da. Dar tot mutații sunt, da? Da. Alții care consideră că sunt adepții creației progresive. Da, eu aș pleca pe o linie un pic mai științifică. Da. Deci cum facem noi PCR, Polymerase Chain Reaction, deci luăm ceva și amplificăm într-un timp foarte scurt, și lumea ar fi putut să facă natural, deci fără să se complice, să facă ceva supranatural. Deci să facă ceva prin PCR, mult mai repede și deci asta ar fi scurtat timpul de dezvoltării creierului uman și multe alte chestii. Da, există deci... Deci chestii naturale care se pot face. Treaba supranaturală de fapt nu există decât ca percepția noastră. Da, deci noi putem percepe ceva ca supranatural, dar de fapt în... e un lucru care l-am descris la Geneza și am fost foarte, foarte, mă rog, am avut o școală opusă în Viena, da? Anume, însăși legea conservării și transformării energiei, de fapt, ne spune că în universul nostru, de la Big Bang, n-a mai întâlnit o forță din afară. Da. Dumnezeu a lucrat, poate lucra, dar lucrează cu forțe din lăuntru. Da. Și asta ne spune și Biblia, de fapt. Dumnezeu a trimis un vânt puternic pe Marea Roșie. Dumnezeu a trimis broaște, Dumnezeu a trimis foc. Deci trimite un factor natural. Da, da? Este, exact. Nu apar, Dumnezeu trimite ploaie. Da. În univers, de la Big Bang încoace, deci putem considera că universul provine dintr-un mediu de informație mai bogat decât este universul. Da. Da? Asta putem și mi se pare că e foarte logic. Da, din punct de vedere a teoriei informației, ca și în genetică, informația trebuia să vină de undeva. Da? Putem crede că această informație s-a transmis așa cum se transmite impulsul la pendulul Maxwell, să zic, dintr-una într-alta. Dar nu putem accepta că a intervenit informație sau energie în univers de la Big Bang încoace. Da. Pentru că energia este o constantă în univers, ca și masa. Da. Bun, încheiem această paranteză. Deci, ce vreau să spun aici o problemă. Există și Intelligent Design, de exemplu. Da. Și aici e o confuzie. Autorul la Intelligent Design, Michael Bee, Barry's Black Box, Am citit despre el nu susține că evoluția n-a avut loc. Da. El susține că Dumnezeu a intervenit în evoluție așa cum Biblia susține că a intervenit în istoria lui Israel, să zic. A secat Marea Roșie ca să treacă, da? A căzut mană din cer, a dat legea pe Sinai.
În același mod, el susține că anumite aspecte de evoluție sunt complexate reductibile. Uh-huh. Vreau să dezbat inteligent design, ceea ce vreau să spun că nici Michael Behe nu este un creaționist, cum crede. Da, nu. El acceptă evoluția și acceptă 100 de milioane de ani. Da. Deci nu există om de știință care să creadă în creațiunea și nici, cum se spune, partenerii lui. Deci mai era încă un om, cum îl cheamă? Stephen Myers, da, care a scris cartea da, aceea. Da, Stephen Myers. Singer in the Cell. Da, o știu, da, close, da. Are câteva aspecte foarte interesante. Dar nu este antievoluționist. Nu este. E inteligent design în sensul, aici este o confuzie că frații noștri, ei cred că ăștia sunt creaționiști. Au impresia că ăștia sunt creaționiști și se lasă, pentru că label-ul inteligent de folosit, și în general se crede între noi că există oameni de știință care contrazic evoluția sau mai altă chestie. Există ideea că există o controversă tot mai accentuată în privința evoluției în lumea științei. Vreau să te întreb că vii din lumea științei, ești om de știință. Există clar că există controversă cu mecanismul evoluției, da? Da. Există școala neodarviniană, ortodoxă, există echilibru punctat al lui Erich și Gould, nu? Da. Există ideea epigenezei. Lamarckian principle. Da, și neo-Lamarckian, principiul neo-Lamarckianiste cu epigenetică și evo-devo și așa mai departe. Deci există mai multe școli care sunt fascinate. Da. Dar există vreo controversă în lumea științei cu privire la faptul că evoluția a avut loc cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu? Lamarckian sau darwinist? Nu există. Nu, n-am. E unanimitate aici. Unanimitate. E cât de cât. Da, bineînțeles, toți avem opiniile noastre și eu le am pe ale mele și pot fi teologe sau agnostice, dar exact. Cu privire la mecanismul evoluției. În principiu, mecanismul evoluției e acceptat de toți. Da, pentru că există o mare confuzie aici și una dintre frustrările mele, de exemplu, când am avut discuții în mediul adventist, cum era la Oameni și Perspective, am avut o discuție odată, în care cineva vine și spune în mod categoric, evoluția este o teorie în criză. Și el pleacă, de fapt, de la faptul că mediile evanghelice nu acceptă teoria evoluției. Dar să nu spuneți că este în criză. E ca și cum mai spune că geocentrismul este în criză, pentru că este câțiva nebuni în Zion care nu cred că soarele se văd în jurul Pământului. Cred că am văzut emisiunea și cred că la ce s-a referit el n-a fost la teoria evoluției, la saltul de la aici e altă problemă. Da, aici, eu cred că la aici un red herring. Totdeauna când discuți, eu am discutat deschis folosind numele pe formul școlii de salvare. Și bineînțeles, acolo este o criză. Este o criză, dar... Dar nu odată ce viața a avut loc, nu există nicio criză cum a evoluat. Vezi, aici e o altă problemă. Decât atunci când discuți cu adventiști și cu baptiști în general, pentecostale, despre evoluție, ei aduc argumentul că abiogeneza nu are un răspuns, ca să susțină că evoluția nu are răspuns. Deci a venit un profesor odată, un teolog, care venise de la o conferință de credință și știință și am pus o întrebare. I-am spus, doamne, până la urmă există vreo dovadă, vreun argument pentru faptul că evoluția a avut loc? Sau există vreun argument pentru creațiunea în 6 zile? Adică compelling evidence. Sau să ne clamăm. Is there compelling evidence? Și l-a spus, avem o problemă, avem ceva challenge cu raportul fosilelor. Eu cred că avem nu numai challenge, avem o dovadă compelling. Dar oameni de știință au o problemă la originea vieții. Dar abiogeneza nu este teoria evoluției. Da. Sunt lucruri complet distincte și dacă confuzia asta este de fapt creată în mod intenționat la noi. Și dacă stăm să ascultăm pe ăștia care cât de cât sunt mai experți ca noi în teoria evoluției și așa, și Dawkins și ăsta și Watson, care de fapt eu am fost într-o conferință în Taiwan. Ei nici nu interesează cum de fapt cum viața cum a, nici pe Darwin l-a interesat. Nici pe Darwin l-a interesat. Deci poate să fie Spaghetti Flying Monster, Apollo, poate să fie Zeus. Deci pe ei nu interesează de fapt. Ei zice și de fapt ăsta, cum îl cheamă, Watson, a pus un punct foarte interesant. El a spus așa, nu e important să știi de unde vine viața, e mult mai important să știi ce să faci cu ea. Absolut, absolut. Și pe asta m-am uimit. La început,
am crezut că e un pic arogant da, și vrea da. Să-și bată joc. Dar după aia am stat și m-am gândit și am zis, băi, omul ăsta să știi că are dreptate. Că de fapt, noi ăștia care pretindem că știm de unde vine viața, nu știm ce să facem cu ea, da, de fapt. Așa este. Țin minte că încheierea la, la Charles Darwin, originea speciului, a doua ediție, zice, Andrew's Forms Most Beautiful. Când spune, nu este magnific tabloul acesta, că din câteva forme de viață, create la început de creator. Uh-huh. Darwin suspecta că explozia Camprianului este de fapt un act de creație. Știi? Și spune, din câteva forme de viață, create la început de creator, Andrew's Forms Most Beautiful da. Have evolved and continue to evolve. Uh-huh. You know? Deci, teoria evoluției niciodată nu s-a ocupat de originea vieții. Da. Asta trebuie să înțelegem. Există un alt red herring care, deci când spun că red herring, înțeleg că e o greșeală intenționată. Este o confuzie aruncată da. Aici. Citând, de exemplu, că nu cunoaștem ce a provocat explozia mm-hmm. Cambrianului. În momentul când spui nu cunoaștem ce a provocat explozia Cambrianului, recunoști că explozia Cambrianului a avut loc. Da. Dar, de fapt, o folosești ca argument pentru creația în 6 zile. Da. Deci există astfel de cum se spune, logical fallacies, da. Se spune, de raționamente false, mm-hmm. care sunt folosite în mod necinstit. Pentru că dacă, de exemplu, vorbești despre explozia Cambrianului, sau că nu există o înțelegere a biogenezei, tot deja ești, nu mai ai treabă cu creația în 6 zile. Da, bineînțeles. Vreau să spun altă întrebare. Da. Deci vorbim de omul de știință, da? Da. Adventiste de ziua 7-a. Întrebarea mea este de ce adventiste de ziua 7-a, care au școli medicale foarte puternice, da. Care au foarte mulți medici da. Și au medici buni. Da, foarte buni. Au medici da. Extraordinar de acord. Da, au medici buni, da. Da. Și medicul, mai mult decât atât, medicul în biserica adventistă, nu este doar medic. Medicul este văzut ca al doilea de pastor. Sau... Aici, da, aici e altă problemă. Da. Dar e un conductor spiritual, din cauza că noi avem ideea că reforma sanitară este brațul drept. Da. Medicul, în mod tradițional, plecând la scrierile spiritului profetic, a fost văzut ca un lider spiritual. Uh-huh. El trebuie să conducă biserica în reforma sanitară, parte din doctrina. Da. Întrebarea este de ce o biserică cu atâția medici și cu școli medicale ca Loma Linda da. Este atât de înglodată în superstiție. Și antiștiință. Ce am văzut eu, fiindcă fratele meu a făcut școala de dentist la Loma Linda, e următorul. Fiindcă noi, plecând de la, să zic, un impulsul dat de Ellen G. White cu sănătatea și așa mai departe, noi când ne-am izbit de problema evoluției, atunci ăștia a zis, păi n-are rost să ne facem oameni de știință și așa că oricum nu facem bani, azi ne facem medici, facem și bani, suntem văzuți și bine și așa mai departe. Da. Și deci, acum focusul e să dacă ești, dacă mergi la vreo școală adventistă, cum e PUC, da. Unde am fost și eu vreo 2 ani de zile, PUC, Pacific Union College, da. Sau la Loma Linda, de presiunea și, da. și the push este ca să te faci medic sau dentist. Da. Și, bineînțeles, din mai multe acum, scuze-mă că spun și eu, adventiștii în România știau de 2 facultăți, medicina, unde examenul se dea în vară, da. Și seminarul unde se dea în toamnă. Da. Pe care la medicină merge la seminar. Asta da. Era ideea. Da. Da, și asta e problema, că, deci, ei dându-și seama că dacă te duci să faci știință și bineînțeles că cercetare. Te izbești de teoria evoluției și așa, nu o să faci nici bani, nu o să ai nici prestigiu, te faci doctor, ai și bani, ai și statut, ești văzut și bine, ești bun, întrebarea și așa este, mai departe. Este medicul prin natura lui, deci cred că pot fi medici, oameni de știință, da. Dar este medicul în mod necesar un om de știință? Nu este, fiindcă eu nu știu câți doctori care sunt medici, da. În afară de ăștia care sunt medici cercetători, cum sunt la noi la universitate, da. La Taipei Medical care este om de știință prin natura. Care face cercetări și publică cercetări în jurnale medicale da. De știință. Da. Nu știu câți de la Loma Linda publică lucrări de știință care ei au făcut și s-au uitat și la Genetic Algorithm da. Și la The Evolutionary Algorithm da. Și așa mai departe. Deci, ca să faci știință cât de cât da. Și în domeniul medicinei, se uzează foarte mult statistics, da. Genetic Algorithm, evolutionary algorithm, fără astea trei, eu cred că se
nu se poate face atât de multă de știință. Deci poți să faci o observație cât de cât. O, am avut un caz, pacientul ăsta a venit cu nu știu ce. Asta e anecdotic însă. Da, dar asta e un fel de observation, nu e de fapt știință. Dacă știința trebuie să ai 1000 de cazuri de care să te referi. Trebuie să ai multe cazuri în primul și trebuie să faci cât de cât să faci o investigație. Da, spuneai de la Malenda, vreau să te întreb altceva. Putem spune că în România, știu că România a avut o școală de știință medicală, nu de medicină, de știință medicală bună, Parhon, Marinescu, dar la ora actuală în România se face cercetare la nivel competitiv, global, sau doar, mă rog, iau ce au făcut alții? Dacă oamenii ăștia poate să își publice cercetările în jurnale internaționale care sunt peer-reviewed, cum se zice pe românește peer-reviewed? Care sunt evaluate de alți oameni de colegi, știință care sunt experți. Da? Dacă evaluarea experților, se pare mi se. Dacă ei poate să publice în aceste jurnale care sunt evaluate de experți, eu cred că e ok. Mi se pare că termenul este evaluat de comitetul de experți în România. Da, un comitet de experți, Asta este. E ok. Da, cred că e ok. Dar foarte rar se întâmplă asta. Nu am văzut. N-ai văzut ce nume? Am văzut nume de oameni români. Da. Care au publicat dar nu de la Universitatea România. Nu știu dacă sunt. Am văzut că poți să te uiți și la affiliation sau la ce universitate. Și de obicei, universitățile oamenilor aceștia, chiar dacă au nume de români, sunt ori prin America, ori prin Asia, ori prin Anglia, ori prin sau cum e Palade, care e primul Nobel, dar este american. N-am văzut din România. Din România. Am văzut, de fapt, am văzut ceva interesant. Am văzut în informatică, deci în computer science. Uh-huh. Am văzut lucruri făcute și în economie. Da. Am văzut de oameni care mi se pare că este normal pentru că știința medicală implică o bază foarte largă. Da. De exemplu, mulți pacienți, multe cazuri pe care necesită bani. România nu are baza asta. Nu că România n-ar avea cap. Da, asta ar fi o problemă. Și de aia și vezi mulți experți români care sunt pe la universități prin America, prin găsești nume românești în știință. Găsești foarte multe, de fapt. Care am fost surprins de câți experți români sunt la universități din astea foarte bune. Desigur, fiindcă România nu au baza care să... De ce am pus întrebarea asta? Pentru că eu vreau să mă întorc la problema adventistă și știința. Da. Medicul adventist este citat ca autoritate în privința științei. Țin minte că a fost odată un articol publicat National Geographic. Aha. În care se spunea, era un interviu luat unui expert în știința medicală. Uh-huh. Acum, și tu lucrezi în știința medicală și știi că este multidisciplinar. Da. Poți să vii din biologie, din computer science, categoric. Pentru că ai nevoie de toate discipline. Da. Statistică în mare măsură. Medical statistics. Da, și toate acestea. Deci, un expert în știința medicală, nu știu ce domeniu, dar care spunea că algoritmul pe baza căruia se face știința medicală este teoria evoluției. Uh-huh. Da. Și erau indignați medici. Deci, era un medic care spunea cu indignare pe un forum adventist. Da. Cum adică? Și eu sunt medic și nu cred în evoluție și nu știu ce. Dar câtă știință a făcut el? Aici este problema. Poate să dovedească că de fapt nu este... El aplică știința. El aplică știința. Și eu nu zic că un doctor, de exemplu, nu are mai multă cunoștință în știință și în anumite chestii decât omul de rând. Categoric asta, Eu zic că are. Dar asta nu înseamnă că, de fapt, are mai multe cunoștințe decât... medicii. De exemplu, la noi la universitate sunt medici care au și MD și PhD. Da. Și medici și cercetători. Exact, da. Exact. În același timp. Și deci, eu respect pe oamenii ăștia foarte mult, fiindcă ei au încă 5-6 ani deasupra mea în educație, în publicații și așa mai departe. Că ți-a, numai specialitatea să fii doctor îți ia o grămadă de ani. Și după aia, ca să mai faci încă o specialitate într-un doctorat PhD, iar încă 5-6 ani. Bun. Deci noi folosim termenul om de știință foarte, foarte ușor, foarte ieftin. Da. Îl folosim. În cazul, așa cum, ca să folosesc... Ca și profesorii, nu? Exact, ca și profesorii. Da. De exemplu, profesor, da? Orice suplimentor la noi este profesor universitar. Da. Știi, spun un lucru comic. În România venea cu profesor la Cambridge, ca să țină seminarii. Și ziceam, profesor de la Cambridge, de seminarii. El era profesor de lucru manual în orașul Cambridge.
Da. Deci era profesor la universitate. Era profesor de lucru uman, la o școală ajutătoare, da, de oligofreni care nu se trebuie să facă școală și înveți să... Da, așa. Dar fiind din Cambridge, era profesor în Cambridge. Deci cam așa jucăm necumele de profesor. Un lucru care probabil va fi mai puțin ofensiv pentru medici. Și aș vrea să spun, eu respect foarte mult medicul adventist. Printre altele, înțeleg că medicul este de multe ori într-o bătălie împotriva morții, stă între vii și morți, cum spune Biblia. Da. Și bineînțeles că credința este un factor foarte puternic în aceasta. Așa, exact așa și s-a întâmplat lui Francis Collins. Da. El chiar a spus asta în cartea lui și în interviu și așa mai departe. Da, dar credința ca vector da, este una, zic eu, și credința ca, mă rog, nu, aia n-ar fi credință, concepția despre univers, da, este alta. Da, bineînțeles. Fiindcă tu, de exemplu, ești un om credincios, eu credință foarte puternic, am văzut asta. Ai aceleași informații pe care le are un agnostic, cred că de altul agnostic. Da. Și diferența este că e o hermeneutică diferită, da, pe care folosesc să interpretez datele. Da. Și mai e și chestia că noi, ca credincioși și ca agnostici sau ca atei, mă rog, avem și noi câte un din ăsta, un leading figure, cum da? E Dawkins, cum e Hitchens, exact, cum este, e da, Collins, cum e și... Și noi încercăm și noi să ne adaptăm, da, să ne orientăm după our experience, our background și ăștia și care model sunt, da, așa un este, model. Da. Dar eu cred că totuși, între adventiști, mai este un factor, pe lângă că medicul e acuzat om de știință, și nu că n-ar putea fi om de știință, da, dar argumentul medicului este, eu știu mai bine decât un biolog. Un biolog nu studiază atât de amănunțit sistemul imunitar sau celălalt. Deci ideea este că biologul se ocupă de generalități și medicul de specializare. Mm-hmm. La fel, există o paralelă interesantă cu pastorul și teologul. Da. Pastorul e considerat un teolog. Mm-hmm. Și pastorul nu este teolog, de fapt. Da. Pastorul e predicator. Da? Și pastorul știe puțină teologie, destul de puțin, zic eu. Nu, dar știi ce? Dar e considerat un teolog de care se așteaptă răspunsuri la probleme teologice, da, la probleme filozofice. Da. Ce mi s-a părut mie interesant este când am făcut, când am adunat amănunte rezultate de la, da, studiul meu în vitamina D, m-am invitat să prezint lucrarea, uh-huh, la universitate. Da. Și erau doctori care, de fapt, nici nu-și dădeau seama, nici nu s-ar fi gândit vreodată că suplimentele de vitamina D n-ar fi lucrat. Și ei, în continuu, dădeau suplimente. Fiindcă ei n-au făcut cercetarea, nu și-au dat seama de toate mecanismele, da, de modulare și de endorfine. Și de endorfine, nu-i poți care... acuza de asta. Păi nu poți să-i acuz. Că nu-i treaba lor să facă cercetarea, exact, treaba lor să dea, exact, omului suplimentul. Dar i-aș fi acuzat numai dacă îi zicea că, noi știm. Da. Așa este. Și de fapt nu știu. Da. Și ei vin de la seminarul tău și îi spun pacientului să stai mai mult la soare. Da. Și pacientul nu, că am văzut că face cancer. Da. Și atunci poate să explice, da, că de fapt nu faci cancer dacă stai numai o jumătate de oră, da, sau câte 15 minute din două în două zile. Sau o întrebare care mi s-a ridicat mie după ce m-am despărțit de tine aseară a fost, nu cumva faptul că nu e, să zic, dacă nu suprime de vitamina D și stai la soare, ai riscul de cancer mai mic? Da, da. Exact, fiindcă ce se întâmplă? UVB-ul are, da, și proprietatea de a modula vitamina D, care dacă noi luăm numai vitamina D, de fapt corpul nostru nu are proprietăți de a modula vitamina, da, D. Deci numai, deci o iei și o iei degeaba. Numai UVB-ul, da, numai lumina UVB se... Și atunci e ca un catalizator care facilitează reacția. Da, care de fapt poate are foarte, foarte mic, un impact foarte, foarte mic, care, da, de fapt nu e de ajuns. Hai să mergem mai departe pe, da, linia noastră. Convingerea mea este că unul din motivele pentru care noi suntem imuni la știință este și altul. Asta am observat la cursul de știință și religie la Andrews. Da. Deci sunt mai multe clase de studenți care participă la un asemenea seminar. Dar există și clasa, să zic, omului simplu. Uh-huh. În cazul meu era on African American Ladies, da, care a venit să-și iau un master, MD, un master în teologie din pasiune. Da. Da, din pasiune. Și, sau probabil ca să fie pastor, nu știu. Dar țin minte că ea a făcut o teză de seminar, uh-huh, și a spus că, zice, eu am fost catolică și am venit la Adventist fiindcă am înțeles că la Adventist nu există un conflict între știință și religie. Dar acum aș vrea să spun, te face să zâmbești, dar tu știi, da, că asta era ideea mea când eram de 20 de ani. Eu mă contrajeam asta cu teologii ortodoxi. Da. Și spuneam, și acum zâmbesc la aceasta. Exact. Vedeam ortodoxia că este mistică. Și ziceam, adventismul este o religie științifică care incorporează știința în concepția teologică.
Și ea, cum a venit? Deci, seminarul ei n-a făcut altceva decât să dea citate din Spiritul Profetic. Și aici cred că este o problemă. Noi credem că nevoia de știință ne-a adus la Dumnezeu pentru o revelație specială numită Ellen White. Odată ce am avut-o pe Ellen White, noi ne interesează știința și mergem la indexul lucrurilor soare White, ne uităm la, să zic, vitamina D, care nu se găsește acolo, dar uităm la lumina soarelui. Și uite, soara White a spus înaintea lui Liviu că e nevoie de soare. Da. Așa că ce mai avem noi de Liviu, da, exact. Deci cam asta e ideea, da. Da. Cum vezi rolul Ellen White în știință? E clar că a avut un interes pentru știința populară. Și a avut. A avut o revelație specială Ellen White? Sau doar o inspirație, sau o consider un impostor? Cum o vezi? Eu am cât de cât respect pentru femeia aceasta, fiindcă cu 4 clase de educație a făcut foarte mult, da. Mult mai mult decât unii cu PhD, poate. Da, și de fapt ea a pornit un impuls care ea a vrut să continue, care noi nu l-am mai continuat, de fapt. Și eu sunt de acord cu tine în privința asta. Și bineînțeles că ea poate a zis că, să fim sănătoși, trebuie să stăm la soare, dar poate ea nu și-a dat seama de toate chestiile care sunt legate de soare, de producția vitaminei D și toate modularea vitaminei D în corp și nu numai, dar și endorfine și sunt multe, foarte multe chestii care sunt legate de vitamina UVB, deci de lumina UVB. Deci lumina care vine prin UVB, da. Construiește un fel de health cocktail, așa da, spun eu, da. care nu se poate produce una câte una, deci toate trebuie să fie la un loc. Deci ca să ai apă trebuie să ai oxigen și hidrogen la un da. Loc, deci nu poți să-i adaugi pe rând și să, exact, da. Și să crezi că o să cumva o să se... Și cam așa e și chestia asta. Și deci ea cred că a pornit un impuls, un impact care trebuia continuat și bineînțeles că ea s-a așteptat ca noi de fapt să studiem știința, nu să o, cum să spun eu, să o, într-un fel să o misticizăm, da, da, cum da. Facem noi acum. Da. Crezi că Ellen White și-a schimbat unele concepții științifice în timpul vieții? Eu cred că da. Eu cred că atunci când aproape de sfârșitul vieții, da. Sau nu știu, dar oricum, au trecut mulți ani de când făcuse ea the statement că Pământul e nou și da. După... Fosilele nu sunt vechi. Da. Da. Și a spus că, de fapt, uite, rocile astea sunt, de fapt, foarte vechi. Fosilele, chiar fosilele. Fosilele, da. Țimite. Da. Afirmația m-a șocat și pe mine. Da. Pentru că vine de la Ellen White. Da. Și de ce cât de cât a fost progresivă. Da, și a schimbat. Și după aia chiar cineva care a criticat-o a spus, de fapt, că ea, cu toate că a recomandat vegetarianismul, ea de fapt mânca carne din când în când și chiar, da. Chiar avea, cum să spun eu, niște, nu-mi vine în minte cuvântul, dar avea niște desires da? Pentru carne. Pentru anumite tipuri de carne, da. Nu pentru carne în general, dar pentru știu, anumite... Știu, da. Da. Și chiar pentru scoici. Da. Și chiar pentru scoici, exact. Da. Cineva... a făcut odată o glumă proastă pe seama ei cu privire la scoici, da. Fiindcă Ellen White este foarte mult împotriva masturbației, a fost. Da, 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 da. Dar făcuse statementul ăla când a zis că poți să orbești din cauza. Da, și poți să-ți permiți. Și de fapt, noi ne-am dat seama că nu orbești. Un apel solemn către mame. Da. Cred că ai citit cartea. Da, am citit. Am citit că toate bolile provin de masturbație acolo. Da. Dar ce este interesant, că cineva spunea că scoicile aduc zinc. Și la bărbați masturbația face să pierzi zincul. Da. Dacă există un mecanism similar și la femei, nu cumva nevoia e de scoici era urmarea. Dar i-a arătat domnul ce să facă. Da. Problema care este? Cred că și instinctul de a mânca anumite tipuri de carne. Pe undeva era un instinct sănătos. Eu am fost un tip vegan, la anumită vârstă. Și între vegan și vegetarian am așa da. Tot timpul. Da. Dar certe cu ideal de vegan, vegetarian cu ideal de vegan. După 50 de ani, am început să treceam pe lângă McDonald's, ziceam că mor. Și mă trezeam cu mașina în drive-thru, fără să dau seama. Și McDonald's nu e nicio cea mai sănătoasă carne. Da, bineînțeles. Și atunci am zis, mai bine îi spun lui Elena să-mi cumpere carne și să o facă. Okay? Mi-am dat seama, am citit o carte scrisă de o tipă care nu este medic, dar are o experiență în domeniu. Este o tipă din asta puțin New Age, care e foarte pasionată de masaj și... presopunctură și medicină tradițională da, chinezească. Da, interesantă. Și... este, nu știu dacă e chinezoaică sau coreană, e asiatică, da? Uh-huh. Și ea spunea că ea a început după 40 de ani să mânce pește, uh-huh. deși a fost vegan.
Și spunea că trebuie uneori să ai încredere în instinctele tale. Da. Pentru că corpul, tu nu, niciun medic nu poate spune toate carențele care le ai. Dar un instinct puternic, o anumit craving, spune. Exact, craving. O anumită dorință puternică, care devine aproape obsesivă. Da. Noi în România eram învățați că lucrurile acestea se le bate prin credință. Că dacă sora uita a spus că alimentația de la început a fost dulci, semințe și fructe, asta e alimentația ideală. Și noi, prin credință, trebuie să ne batem cu aceste tendințe puternice în noi. Dar, de fapt, cred că ideea este, ascultă și corpul tău. Corpul tău știe ce spune. Cred că, cum crezi tu că o putem folosi ca... scuze-mă, te-am întrerupt, dar aș vrea să spun după aceea o întrebare. Dar care ar fi totuși rolul Ellen White ca ghid în viața sănătoasă pentru un adventist contemporan? Eu, de fapt, sunt îmi place mult să mănânc mâncare vegetariană. Da. Din când în când mai mănânc și un pic de carne și de fapt sunt sănătos. Nu am avut așa probleme cu sănătatea. Și cred că ea a avut, ideea asta a fost foarte, foarte bine deghizată, fiindcă ea, cred că văzând direcția în care merge industria și așa mai departe, a putut să-și dea seama de poluație și anumite chestii. Da. Și deci... faptul ăsta e de chestia asta e de admirat. Și că există chiar roman de Upton Sinclair despre abatoarele în America, care are e contemporan cu sfârșitul vieții Sorei White. Da. Și părerea mea este, noi ăștia care avem posibilitatea acum în America, găsești tot felul de mâncare și vegetariană și așa, părerea mea e să mâncăm cât mai vegetarian, dacă este posibil. Fără a face un tabu însă. Dar, de exemplu, eu mă uit la multe naționalități sau țări care nu ai posibilitate, mai ales dacă ești în ramura mai de jos, să cumperi mâncare așa mai sănătoasă și cumperi și tu ce găsești. Sau dacă trăiești dincolo de cercul arctic, mănânci focă. Da, n-ai încotro. Nici nu poți resta altfel de altfel, la numele de calorii care îl consumi zilnic. Da. Ce spui despre mâncare asiatică? Am mâncare destul de bună. Îmi place orezul și îmi place fideaua sau tăițeilor, cu vegetale, bineînțeles. Și... Acolo au experiență de mii de ani la tăiței. Da, și carne, tot felul de cări. Este mai sănătos decât cea americană, nu? Sau decât cea europeană? Unele din ele sunt, nu toate. Unele sunt fripte, adică prăjite în ulei și așa mai departe, și astea care sunt fried. Nu le recomand. Cum crezi că am putea, deci eu sunt de acord cu tine, Ellen White, de fapt, paradigma Frida de Leon e corectă. Da. E corectă. Deci, afirmația fundamentală Ellen White, legile naturii sunt legile lui Dumnezeu. Da. Și noi trebuie să studiem legile naturii. Da. Eu cred că dumneavoastră... Cu asta trebuie să fii de acord. Eu cred că tu, Eddie, vrei să mă întreb dacă o consider ca profet, nu? Nu neapărat, nu. Nu. Și de ce? Pentru că eu o consider ca profet, dar o consider ca profet, eu și pe Ioan Botezătorul și pe Ilie îl consideră altfel decât îi consideră mulți adventiști, care sunt literari și fundamentaliști, știi? Okay. Deci nu îl văd pe Ioan Botezătorul infailibil în niciun caz ca teologie, nici ca știință. Ok, atunci hai să lăsăm profeția. Lăsăm profeția. Pur și simplu, cred că totuși paradigma pe care ne-a indicat-o ei este sănătoasă. Da. Anume, să studiem natura și să mergem înainte studiind legile naturii. Da. Dar mi se pare că noi ne-am blocat, am făcut din scrierile ei studiul naturii și studiem scrierile ei. Da. Întrebarea este, care aș vrea să o pun, simte că am citit toată un eseu scris de un evanghelic, cum să ieși dintr-o mlaștină, se numea. Da. Și problema care o punea era cum să iasă evanghelicii din mlaștina genezei literale. Da. Întrebarea foarte este ușor. Ce facem? Da. Cum putem să acceptăm că avem păstorițe și putem accepta că putem și să homosexual și așa mai departe și celebration și unii cred că vorbesc și în limbi. Bijuterii. Oh, da, mai nou secte și chestia Adventiști. Asta. Da, știu. De ce să nu acceptăm și știința? Asta e întrebarea. Pentru că de aici am plecat noi în discuția noastră. Da. Noi acceptăm acestea nu pentru că suntem prea largi oameni, ci pentru că suntem postmoderni. Da. Adică pentru că hai să fim balanțați, să acceptăm tot. Noi acceptăm știința ca opinie și ce spunem? Noi acceptăm, știi ce spunem noi despre știință? Și să lăsăm miturile. Hai să spun care e poziția noastră, deci poziția intelectuală adventistă față de teoria evoluției următoare. Este o opinie, așa cum creaționism este o opinie. Dar opinia noastră e mai bună fiindcă e bazată pe Biblie. Deci noi am cumpărat acest mit postmodern că știința e opinie.
Și mai mult decât atât, am cumpărat alt mit de la tip ca Cristeva sau așa, am cumpărat alt mit că de fapt știința este mit. Asta e mitul, că știința este mit. Și dacă știința este mit, teoria evoluției este un mit. Și o tratăm ca pe un mit. Știi, oamenii cred în mituri, noi credem în Biblie. Deci, întrebarea mea este aici o problemă foarte dificilă. Eu cred că adventismul, piatra lui de încercare este, ceea ce spun eu, îi va scandaliza pe mulți. Piatra lui de încercare în secolul 21 este acceptarea științei ca știință. Da. Deci nu acceptarea științei ca dogmă, și atunci, nici ca religie. Atunci ne întoarcem la punctul care l-am discutat ieri. Trebuie scrisă o nouă evanghelie. Aici e problema, pentru că poți scrie o nouă evanghelie pentru omul din lume, cum îi spunem noi, pentru agnostic, pentru necreștini, și o va înțelege. Da. Problema este că creștinii sunt blocați într-o paradigmă dualistă, care au mușit de la greci, trup-suflet, și asta îi împiedică să accepte știința. Vorbim de evanghelici și catolici, care încă sunt blocați într-o paradigmă medievală, adventiștii care au depășit această paradigmă de la începutul lor și au fost moniști antropologici, sunt blocați în spiritul profetic. Eu cred că singurul motiv pentru care adventiștii nu acceptă teoria evoluției este că Ellen White a zis: am fost și am văzut că am fost în 6 zile. Deci asta este. Ea a fost și a văzut că creațiunea s-a făcut în 6 zile. Da? Nu ne-a descris creațiunea. Nu ne-a spus de fizică cuantică, de foton. Nici nu ne-a zis dacă erau 6 zile literale sau... Nu, ne-a spus că 6 zile obișnuite. 6 zile obișnuite. Da? Ellen White era de 17 ani când a văzut lucrul acesta. Da. Și a văzut multe lucruri la 17 ani, Ellen White, da? Și nu cazul să intrăm acum în alte detalii cu viziunile ei. Dar cert este că noi nu putem trece de acest... Interesant că noi nu suntem inerantiști în studiul Bibliei. Noi acceptăm că inspirația este difuză. Da. Dar nu, și acceptăm chiar că merge în afara Bibliei și la păgâni. Dar nu putem accepta să trecem peste ideea că Ellen White este inerantă. Și dacă Ellen White a zis am fost și m-a arestat că a fost 6 zile, a avut 6 zile 24 de ore. Da. Nu mai contează nici relativitatea timpului și spațiului, nici, mă rog, relativitatea zilei pe un pământ care se învârtește, asta nu mai contează. Da. Am fost, am văzut și asta e. Ce e interesant că mulți pastori adventiști, ei dă... De exemplu, pe Ilie și pe ăștia care au făcut lucruri extraordinare, care au făcut și greșeli. Da. Dar interesant că pe Ellen G. White ei nu arată că ea a spus lucruri bune și a făcut și greșeli. Da, să am observat și lucrul acesta. Și cred că asta este prima problemă. Dacă noi o să facem ce cu Ellen G. White, ce am făcut și cu Ilie și cu alți profeți care au greșit și noi admitem că au greșit, atunci cred că o să începem să ne mișcăm spre ce a țintit Ellen G. White. Deci ceea ce ne blochează este fetișizarea Ellen White, să zic așa. Se poate. Probabil că da. Lucrul ăsta l-am observat și eu. Noi putem accepta că David a fost inspirat, profet. Da, da? Da, și după asta a dus și a făcut ce a făcut. Și a făcut ce a făcut. Putem accepta că Ioan Botezător a făcut o mare greșeală. Da. N-a înțeles natura împărăției lui Mesia. Ilie a făcut greșeală, bineînțeles. Câți profeți n-au făcut greșeală? Da. Dar Nathan, Petru a făcut greșeală. Nathan i-a zis lui David să facă numărătoare sau mă rog. Corect, da, nu? Satana sau Dumnezeu. Da, da, mă rog. Se pide că într-o versiune Satana tot la Dumnezeu. Dar cert este că David a făcut numărătoarea. Nu putem accepta că Ellen White a greșit o singură dată vieței. O face pe Ellen White infailibile. Da, da. Și asta este, este nu cred că este accidental. Să nu uităm că și islamice au aceeași atitudine față de Mohamed. Da, da. Poți să ne spui pe Iisus, e profet. Avram e profet, Moise e profet. Dar sunt ceva de Mohamed. N-ai venit să-l desenezi. De ce? Pentru că se pare că este o persoană pe care stă toată povara religiei și a tuturor deciziilor care ia cineva. Da. Și dacă această persoană a făcut o greșeală, tot universul nostru se năruiește. Noi suntem niște copii care nu avem curajul să gândim cu mintea noastră. Asta este problema. Da. Deci, întrebarea este sau nu este speranță pentru adventismul de ziua 7 ca să se deschidă față de știință? Eu cred că este. Este și mi se pare că o să se întâmple în viitorul apropiat sau poate mai îndepărtat ce s-a întâmplat cu iudaism. Da. Unii o să devină mesianici, unii dintre adventiști o să devenim științifici și mai raționali. Deci ne vom despărți? Asta este părerea mea. Tu cunoști teza aia de la Universitatea din Princeton despre viitorul bisericii adventiste? Nu știu dacă... Îmi pare că am răscolit Google-ul. Uh-huh. S-o găsești și n-am mai găsit-o. Da. Deci am citit-o odată, nu știu unde am dat de ea. Da. La Universitatea din Princeton, la studiul religiilor, este o profeție despre viitorul adventismului în secolul 21. Uh-huh.
Dacă o găsește cineva, chiar m-aș ruga să mă ajute. Și cred că următoarea grupă, ca și tine. Da, următoarea, cea mai mare grupă o să fie ca urmașii apostolilor, care o să se unească cu neamurile și o să devină cu atei și cu ăștia, care o să devină ceva, care o să înțeleagă pe Dumnezeu mult și mult mai bine. Să spune că va fi marea strigare și plac târzie, da? Deci nu în sensul în care vede noi acum mistificat, dar acolo se va împlini, așa cum evreii așteptau profeția mesianică altfel decât cinzecimea sau lucrarea lui Pavel. Cum așteptăm noi să vină stâncile să cadă peste să cadă stâncile peste atei și noi să ne uităm la cer. Deci, Princeton University spunea că adventismul se va împărți în două. Că adventismul are o aripă șamanică. Asta mi s-a părut foarte interesant eticheta pusă de Princeton, șamanică. Deci, șamanismul implică o formă inferioară de religie, de fapt, neevoluată. Și adventiștii care cred că dacă sunt vegan, nu fac cancer, sau nu mai spun cei care făceau bele lucune prin România sau alte... Tu n-ai apucat aberațiile astea. Am auzit de ele, da. Și cred că toată lumea adventistă a fost în vogă la un moment dat. Deci e ceva șamanic aici, nu este științific, e șamanic. Și credeau că altă ramură se va dezvolta din aripa medicală a adventismului, fiind optimiști cu privire la faptul că medicul adventist este om de știință. Nu este de optimist cu la medicul adventist și nu din cauza că am ceva cu medicii. Îmi dau seama că în America medicina este... Medicii știi că sunt a patra mafia ca putere în America. Ca lobby, ca putere. Deci a patra mafie, mă rog, termen peorativ, al patrulea lobby ca forță în America sunt medicii, se spune. Sursa pe care o am este o afirmație a lui Slovan Žižek. Nu știu dacă Žižek are toate aici, dar știu că e un om informat totuși. El susține treaba asta. Deci, medicina este foarte ca profesiune a ajuns foarte materialistă. Foarte materialistă. Deci, interesul nu este jurământul lui Hipocrat. În niciun caz nu mai este. Nici ideea apostolică a medicului creștin. Totul este foarte, foarte mercantil. Așa că sunt sceptic cu privire la medicul adventist. Nu știu dacă se poate face o deschidere științifică în adventism, însă cred că în absența unei astfel de deschideri, adventismul este condamnat să devină un fel de iudaism. Iudeo-creștinism vechi, un cult, o sectă irelevantă, închisă în ea însăși, în principal de lumea a treia. Asta mi s-a părut foarte interesant. Cât de ușor e să te duci să predici, cum a fost în India cu... Da, și ce bine suntem primiți și ascultați și așa mai departe. Și eu am încercat să abordez niște chestii din astea. Mai ales că am înțeles că avem și un înger din cer acolo, nu? Cu un elicopter sau așa ceva. Dar ei, de fapt, sunt, cum să spun, ei sunt spălați la cred ca să asculte numai chestiile astea adventiste, 6 zile de creație, deci oameni simpli. Eu am observat asta la fel la adventismul din Africa. Da. Al cui reprezentat cel mai prestigios a fost Pipim. Zic a fost, pentru că consider că istoria lui s-a încheiat. Da. Deci e un adventism șamanic, ca să spun așa, care pune foarte mult accent pe rolul patriarhal și pe femeia, subordonarea femeii, dar e foarte interesant, foarte lax la morală. Femeia este un instrument de care poate abuza. Da. Pastorul... Deci e egal cu o cămilă sau cu ceva și... Pastorul... În anumite țări, o cămilă sau un animal din ăsta foarte mult întrebuințat, e mai valoros decât o femeie. Sigur, porunca zicea să nu povestești nici vita sa, nici soția sa, știi? Nu știu ce vine întâi și ce vine după aceea. Dar o soție mai găsești, o vită bună nu. De exemplu, un arab. În arab se spune că arab își prețuia calul mai mult decât soția, cu siguranță. Sper că Muhammad la fel. Cu siguranță. Așa că vorbim despre adventiști, deci adventismul african. Acolo este un hotbed al adventismului tradițional, creaționist. Acolo însă e o chestie curentă ca un pastor să se culce cu o membră din biserica lui sau cu o minoră sau să o violeze chiar și nu e nicio problemă. Pipim a avut probleme că le-a avut din cauza că trăia în America. Da. În Africa nu ar fi avut niciodată. Da. Deci pe măsură ce adventismul devine o religie lumea a treia. Este normal că când vin frații la conferința generală votează că pământul a fost făcut în 6 zile, acum 6.000 de ani. Și dacă nu, discuția așa pierde în sabat. Acum, întrebarea care vreau să-ți o pun și e ultima în această emisiune. Da. Cum vezi problema sabatului în context evoluționist? Eu v-am spus, de fapt, cum cred că sabatul este o zi în care Dumnezeu vrea să ne odihnim, să facem alte lucruri de care... De ce nu facem duminica atunci? Mă gândesc că dacă noi credem în Iisus Hristos
și credem că Iisus este manifestația lui Dumnezeu în corpul omenesc și el a mers sâmbătă la biserică. Nu văd nimic rău. Deci, nu că n-aș merge și duminică la biserică. Deci, a șaptea zi, fiindcă dacă stăm să ne gândim, chestia asta de șapte zile sunt mituri care au fost introduse în iudaism. Exact, Și săptămâna nu vine de la ei, vine de la păgâni. Și dacă Iisus le-a acceptat, putem să le acceptăm fără nicio problemă. Și eu v-am spus ceva, eu câteodată duc fetiță la orfelinat, să joace cu copiii orfani, mergem și în natură și facem lucruri deci, care... Deci nu crezi dacă noi am renunțat la creația în șase zile, literală, atunci am pierdut sabatul, nu? Nu. Nu, fiindcă s-au făcut studii, deci într-un timp în istorie s-a decis ca să fie a 10-a zi, nu? Da. Și nu s-a putut, corpul nu rezistă. Sau deci, au fost șase zile în Rusia. Da. Rusia sovietică, în timp au fost șase zile. Și cel mai bine, o zi de odihnă, a șaptea zi. Da. Nu cred că noi o să intrăm în cer înaintea celor care țin duminica. Cu siguranță deci că nu. Sunt foarte, foarte de acord cu statementul care l-ai făcut mai devreme, unde Domnul Iisus a spus că în casa Tatălui meu sunt multe palate. Da. Mansions. Da. Și sunt unele și pentru atei și pentru ăștia care au ținut duminica și pentru sâmbătari și pentru mai mulți. Da. Și noi o să continuăm creșterea noastră în al treilea stagiu de existență, cum am spus. Eu cred că primul stagiu e fetus, al doilea e om, uman, și al treilea este ce om fi. Da. Nu o să fim oameni, oricum. Postuman. Da, postuman. Da. Și acolo cred că o să continuăm să creștem și să acceptăm mult mai mult, să învățăm mult mai mult, să fim perfecți, poate nu o să mai fie nici ce considerăm noi păcat și așa mai departe. Da. Și în cazul acesta, eu folosesc doar o comparație, pâinea de Sfânta Cină sau vinul Sfânta Cină, nu este trupul și sângele lui Iisus literal. Nu. Este însă un simbol. Un simbol. La fel sabatul. Un simbol că Iisus a venit și ne-a desălbăticit. Exact, da. La fel sabatul nu este aniversarea creațiunii. Este un simbol al aniversării creațiunii. Da. Hai să zic, deci este o aniversare simbolică. Da. Adică celebrăm de fapt, cum să zic, noi celebrăm o credință care a fost grefată pe un mit păgân, anume că fiecare zi guvernată de un corp ceresc. Da. Da? Și evreii au răsturnat acest mit și au spus că toate zilele au fost guvernate de Dumnezeu, este săptămâna creațiunii. Da? Da, da. Și noi acceptăm asta ca un simbol al credinței noastre că universul are un scop, are un sens, are un creator. Deci și noi eu consider că țin sabatul. Părerea mea, și îl voi continua. Și voi continua să țin sabatul și voi educa și fetița să țină sabatul. Și așa Fără ca să fie cu nimic afectat. Da. Liviu, mulțumesc foarte mult și eu vă sperăm mulțumesc. Să mai avem ocazia să ne mai întâlnim, poate într-o formulă mai electronică. Mai avansată. Mai avansată decât o călătorie cu avionul. Dar cum îți mulțumim și îți spunem o călătorie plăcută spre Taiwan. Să ne vedem cât de curând. Să ne vedem cât de curând. Da. Bine. La revedere și dumneavoastră spun la fel. Nu uitați, Liviu e gata să răspundă la întrebările dumneavoastră la subsolul emisiunii. La revedere.